Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit! Astăzi vă propun Bubble Us, sau mai pe scurt, harta conceptuală. Este o web aplicație pentru lucruri cu diagrame extrem de utilă datorită ușurinței de utilizare. Are o interfață extrem de simplă și de intuitivă. Sigur, cea mai potrivită modalitate sau, de fapt, cel mai potrivit context este cel în care vrem să realizăm diagrame online, dar poate fi folosit foarte bine și pentru crearea unui brainstorming. Bubble Us este un instrument digital care permite realizarea de hărți conceptuale colaborative online. Puteți salva gratuit 3 astfel de diagrame. Dar hai să descoperim împreună ce este o hartă conceptuală. Poate fi definită drept oglinda modului de gândire sau chiar simțire și înțelegere a celui care le elaborează. Să nu uităm că o definiție general acceptată a acesteia este că reprezintă grafic relații dintre concepte, idei și ajută la organizarea și structurarea informației. Esența cunoașterii constă în modul în care se structurează cunoștințele. Sunt suficient de multe utilizări ale unei hărți conceptuale. Iată aici o structură posibilă a acestor utilizări. Sintetizarea conceptelor și a relațiilor dintre acestea, luarea de notițe, reprezentarea informațiilor ierarhice, înțelegerea unui text prin reprezentarea de sinteze semantice, brainstorming-ul, proiectarea software și respectiv reprezentarea planului de învățare. Desigur că n-am putea să uităm etapele sau fazele de construcție a unei harte conceptuale. Iată cele 4 faze: pregătirea subiectului, structurarea conținutului, proiectarea, respectiv expunerea. După cum observați, am sugerat o hartă conceptuală despre harta conceptuală. Nu-i așa că e interesant? Și acum, iată două posibile instrumente, două posibile exemple, atât pentru proiectul CRED, cât și pentru structura ciclului de școlaritate primar. Foarte utilă în schematizarea noțiunilor, în special la disciplina informatică, acolo unde, să nu uităm, se folosesc foarte, foarte mult algoritmi. De asemenea, la matematică, știința științelor, cu structurarea programei extrem, extrem de vizibil și de bine conturat. Iată și o hartă conceptuală a calităților acestui instrument online. Evident, se remarcă caracteristica de utilizare gratuită și faptul că poate fi utilizat atât pe desktop cât și pe alte instrumente digitale. Haideți acum să descoperim cum puteți să vă logați, să vă înregistrați practic pe această platformă, vă alegeți un username și o parolă, apoi veți avea, după cum se observe, posibilitatea să creați un new mind map, adică o nouă hartă conceptuală, și, după cum se vede, puteți folosi hărți conceptuale predefinite pentru a vă ușura munca. De asemenea, așa cum o să observați în minutele următoare, o să puteți realiza o structură a unei hărți conceptuale noi, apăsând butonul din dreapta verde cu semnul plus, să creați un parent bubble, adică conceptul de bază de la care veți porni realizarea hărții conceptuale, alegând formatul textului, mărimea fontului, apoi, de ce nu, chiar legătura între acest concept cheie și restul de noțiuni corelate. După cum observați, child bubble este disciplina, este termenul subordonat acestui parent bubble sau noțiune
cheie principală. De asemenea, este introdus conceptul de sibling bubble, adică o noțiune derivată din noțiunea cheie. Și evident, aveți posibilitatea să reveniți atunci când faceți o greșeală, la fel ca în alte utilitare cu UNDO. Evident, se salvează automat și puteți share-ui sau salva sau prezenta acest material, așa cum spuneam, în diverse contexte educaționale. Vă mulțumim și vă așteptăm și la un alt thread.